prin vedere și prin simțire. Credința este un act de trăire și simțire, nu de vedere. Că iarăși îi spune Hristos, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Adică tu ai un argument în plus acum să crezi, dar în același timp ai un argument în plus să pierzi din strălucirea credinței tale, pentru că ai ispitit pe Domnul Dumnezeu tău. În momentul în care Iisus stătea în carantania și Satana i-a spus, de ești tu Fiul lui Dumnezeu, scris este. Deci scris este. Să te arunci de pe templu, că înger te va purta și nu-ți va zdrobi de piatră piciorul tău. Iată, Iisus, ce frumos merge în ascultarea desăvârșită a Tatălui și până unde merge finețea și delicatețea față de Dumnezeu. Nu ispiti pe Domnul Dumnezeu tău. Da. Și azi am întâlnit o expresie frumoasă la o creștină care zice, Părinte, m-a rugat în fel și chip, n-a reușit nimic. Ori e Dumnezeu supărat pe mine, ori nu mă ascultă și la urmă a scos duma din gură. Ori poate chiar nu este. Zic, pentru mata azi nu-i. De ce? Pentru că nu ai convingerea încă, tu care l-ai luat cu lingurița din împărtășanie, care l-ai luat în inimă prin rugăciune, care l-ai luat în inimă prin botez, care l-ai luat în tine prin mirungere, care l-ai luat în tine prin ceea ce faci, prin orice faptă și meditație spre Dumnezeu, tu nu ești convinsă că El există, ca și Maria Magdalena în grădină. Deci îi sărută picioarele, îi le cuprinde, îi spune îngerul și ea spune, l-au furat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Deci trebuie această Duminică a Mironosiților să ne întărească credința și convingerea că învierea este un act al adevărului. Foarte frumos veșnicul de pomenire și de amintire, Mitropolit Antonie Plămădeal al Ardealului, un mare cărturar al bisericii, spunea așa, cine ar fi nebun să creadă că 12 pescari fără carte ar fi îndrăznit să fure un trup mort și să creeze o religie pe pământ de dragul lui cadavru? Apostolul Pavel o simplifică și o scurtează spunând așa, dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Dar dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Hristos